Este o distinsă bucurie și onoare pentru noi să fim din nou primiți în casele dumneavoastră, ca de fiecare dată cu aceeași ospitalitate caracteristic românească. Sunt convins însă că motivele pentru care sufletul nostru este deschis astăzi sunt mai înalte decât o simplă vizită, pentru că lucrurile cu care avem de-a face animă ființa noastră, ne pune înaintea noastră, ne așează înaintea noastră tabloul acela frumos despre care a vorbit Biblia când a spus că Dumnezeu a pus în inima noastră gândul veșniciei. Și de aceea sufletul vibrează ori de câte ori vorbim despre aceste lucruri. Astăzi sunt deosebit de onorat și bucuros să am în studio pe colegul și pe prietenul și fratele Daniel Șerban, pastor la Biserica Lawrenceville. Mă bucur foarte mult, Daniel, bun venit! Mulțumesc pentru invitație. Dumnezeu să ne ajute în prezentarea aceasta. Avem de parcurs împreună un drum spre Emaus referitor, care va fi specific, care se va ocupa specific cu atitudinea noastră în credință. Și anume, legea aceasta a entropiei, adică a degradării lucrurilor, acționează nu numai în domeniul clădirilor care se ruinează sau drumurilor cu gropi, acționează și asupra credinței. Și credința intră sub incidența acestei legi la un moment dat. De aceea s-a tot vorbit în istoria creștinismului despre treziri, despre, cum numim noi, revivals aici în America, despre diverse acțiuni care a căutat să țină trează credința. Suntem în Luca la capitolul 24, în același capitol, și observăm reacția oamenilor după ce Iisus nu mai este cu ei, a celor doi ucenici către Emaus. Sigur că am trecut toți prin aceste momente. Ah, dacă mi-aș fi dat seama acolo, aș fi reacționat altfel. Da. Treci pe lângă o persoană și vorbești neutru, pentru că după ce a trecut, știi cine a fost? Oh, dacă aș fi știut, a trecut. Acum, la fel, în această situație se găsesc ei. Când își dau seama, spune versetul 31, li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și acum reacția. Și au zis unul către altul: nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Ce legătură vezi între atitudinea noastră, manifestarea credinței și mesaj? Într-adevăr, pe drumul credinței, cum îl numim noi, în călătoria aceasta către împărăția cerească, în multe momente intervin relaxări, intervin momente de neatenție și cred că cel mai mare pericol este obișnuința cu Dumnezeu. Rutina, uzura. Da. În cazul lor este vorba despre o neatenție la ceea ce se întâmplă. Bazat pe o supărare cumplită, care... Foarte bine ai remarcat. Asta este adevărata. Da. Da. Deci, practic, au trăit cu o speranță pentru 3 ani și jumătate și au făcut planuri cum va fi alături de Iisus, de rabi, iar dintr-o dată Iisus dispare dintre ei. Da. Iar lucrul acesta le întunecă total vederea, nu numai vederea fizică, deși și vederea fizică în cazul acesta, dar și mintea, pentru că ochii minții. Și, pentru că ei nu reușesc să recunoască în momentul în care merg alături de Domnul Hristos și Domnul Hristos le explică Scriptura. Le explică absolut tot ceea ce trebuia să se întâmple și îi duce până la momentul crucii. Ca ei să vadă, ei nu mai raționează. Sunt total într-un moment de blackout, absolut întunecat. Nu recunosc pe cel care este lângă el. Este ciudat. Eu mi-am pus de multe ori întrebarea: cum poți să mergi lângă Iisus și să nu-l recunoști? Cred că asta naște o nouă direcție și un nou subiect. Cred că ajungi să nu-l mai recunoști pe Iisus când ești supărat, poate, sau trist. Foarte bine ai remarcat lucrul ăsta.
vis-a-vis de ceea ce ți se întâmplă, ai impresia că Dumnezeu te-a părăsit și când ai devenit prea obișnuit cu Iisus. Există și acesta. Mulțumesc personal, chiar nu mă gândisem la acest aspect, că de fapt de supărare ei n-au văzut, în primul rând, de supărare. Pentru că întâlnim aceeași chestie cu Maria dimineața, în dimineața învierii. Deci Iisus vorbește cu ea și ea este atât de supărată încât nu mă interesează cine ești. Vreau, te rog frumos. Spune-mi unde este. Da. Până, și exact cum ai spus, cum ar fi posibil să stai în prezența lui Iisus, să nu-ți dai seama că este Iisus. Din motivul acesta el a spus, supărarea nu e bună, supărarea duce numai la rău. Asta mă face să mă gândesc la, la noi astăzi, sau la natura umană în general. Cât este de ușor să-și piardă din vedere scopul pentru care a pornit într-o anume direcție? Da, Cât este de ușor? Și supărări sau necazuri sunt la tot pasul. Și de multe ori acestea pur și simplu ne taie sau ne îndepărtează ținta pe care o aveam și ne lasă într-un moment de disperare, pentru că ei erau într-un moment de disperare în momentul acesta. Călătoreau triști, cu umerii lăsați, fără speranță, fără... E de înțeles, din moment ce ai construit o viață în credință și aceasta este reacția unor oameni care își dau seama după o viață de credință că au mers greșit într-o anumită direcție. Este omenesc, este de înțeles așa ceva. Nu că este scuzabil sau justificat, nu este, dar este omenesc. E un fenomen cu care ne întâlnim și pe care îl trăim în viața noastră. Tot ce construiseră ei pe seama lui Iisus, că ei mergeau paralel, Iisus vorbea una, dar ei aveau altceva și lucrul ăsta nu s-a schimbat nici după înviere, cu nimic. Zice, hai să uităm astea cu Golgota, cu învierea, cu tot, acum ai de gând să așezi împărăția, te iertăm pentru ce s-a întâmplat, bine că ai venit acasă, acum să începem adevărata treabă. La care Iisus spune, nu, în asta, adevărată. Mă bucur că ai subliniat acest aspect, pentru că dezamăgirea lor este mare datorită așteptărilor lor greșite cu privire la Mesia. Da. Ei îl vroiau pe tronul lui David să curețe țara de romani care îi persecutau, care îi tratau ca pe niște oameni de mâna a treia. E adevărat că și ei le făceau probleme, nu era o regiune ușor de guvernat. Și romanii căpătaseră o anumită reticență și repulsie față de ei. Dar ei asta așteptau, ca Iisus să vină să întemeze împărăția, iar eventual pe ucenici să-i pună, știți Petru, Iacov și Ioan la un moment dat ei au și vreau să aibă locurile destinate dinainte. Așteptările greșite de multe ori nasc iluzii care nu se împlinesc și duc la deziluzii care care te depărtează de Dumnezeu. Te îndepărtează, îți acoperă ochii, deci de atunci când mintea este dominată de regretul acesta, de dezamăgirea la proporțiile acestea, treci pe lângă Dumnezeu, nu vezi, pur și simplu, nu vezi ce se întâmplă acum. Când vorbea Domnul cu Iona și a spus, bine faci de temânii, nu vreau să mor, am terminat, dar stai puțin, ce ai zis? Deci nu e bine să mă... El nu ascultă la ce se întâmplă acolo. După ce Iisus se descoperă lor la masă, își dau seama că este Iisus, atunci li s-au deschis ochii, în clipa aceea Iisus se face nevăzut și acum urmează reproșul pe care și-l adresează ei, care nu rămâne un simplu reproș, ci trec la acțiune. Versetul 32. Nu ne ardea inima în noi. Care ar trebui, după părerea ta pastorală și așa, și ca din punct de vedere creștin, dar și pastoral, care ar trebui să fie atitudinea noastră în credință? Mă refer la entuziasmul cu care trebuie proclamat cuvântul. Mă refer la impactul pe care această atitudine a noastră în ceea ce credem și mărturisim pentru cel din fața noastră. Vedeți, regretele de multe ori vin după post-momentum, cum aminteai mai devreme. Ideal este ca atunci când Hristos îți vorbește, să-ți ardă inima. Da.
referitor la ceea ce îți descoperă, pentru că toată discuția pe care Domnul Hristos o are cu ei pe drumul spre Emaus nu este decât o descoperire. Nu este... Erau, de fapt, lucruri cunoscute de ei, dar probabil că și lucrurile arhi-cunoscute, cum se spune, devin tocite și nu mai trezesc și nu mai sensibilizează conștiința și nu-ți mai dau acel sentiment de noutate și de actualitate. Chiar astăzi citeam, doctor Eli Evreu spune, zice, Biblia nu trebuie rescrisă, trebuie recitită. Ia, și aici este un pericol pentru creștini. Mm-hmm. Pentru că toți creștinii studiază Scriptura, au diferite... mers la biserică, la diferite cursuri, la diferite seminarii, sunt, cum se spune, doxă de carte. Mm-hmm. Însă, uneori vine și o automulțumire în momentul în care cunoști prea mult și nu mai ai noutatea textului sau noutatea cuvântului, nu mai trezește în tine speranța și dorința de a-L urma pe Hristos. Cred că un lucru important ar fi să descoperi cum să reușești să păstrezi în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu actual. Viu. Pentru că Dumnezeu spune că cuvântul meu este viu și lucrător. Deci, atitudinea corectă este să lucrezi. Cum? Asta cred că este o întrebare complexă și este o discuție care se poate face și poate că probabil n-o să epuizăm. Mă sigur nu. Da. Adevărul este că ceea ce așează o barieră în calea acestor lucruri este acest simțământ despre care vorbeai, de mulțumire de sine, de autosuficiență, de tip laodicean. Sunt bogat, nu mai întrebe nimic, am tot ce întrebe, nu duc lipsă de nimic, absolut de nimic. Și din motivul ăsta, autosuficient, asta îți înfundă urechile și nu auzi că la ușă bate cineva, chiar atunci. Câteodată e hărmălaie în casă și după într-un târziu auzim că bătea cineva la ușă și ne, băi, voi nu auziți că bate cineva aici. Dar când ești chiar singur, atâta vreme cât a intervenit starea aceasta de mulțumire, de autosuficiență în suflet și nu mai ești alert, nu mai ești deschis la ceea ce ar putea să-ți dea Dumnezeu astăzi, în clipa aceea nu auzi bătaia la inima lui și omul nu rămâne în această stare, ci pur și simplu continuă să se degradeze. Întrebarea este, mai e loc în sufletul tău pentru o nouă dezvoltare a textelor acestora, după care ce că le-am citit până le știm. Ești pregătit să fii șocat, surprins de Dumnezeu cu un conținut al textului? Aici cred că este problema, că de multe ori ne adresăm sau ne apropiem de Scriptură crezând că știm tot. Mm-hmm. Că în ani de deci studiu, în ani de mers la biserică, Dumnezeu ne-a descoperit cam tot ceea ce trebuia să se știe. Ori atitudinea corectă atunci când vii în fața cuvântului lui Dumnezeu este cu rugăciune să-L rogi pe Dumnezeu să te îndrume în cuvânt. Da. Și probabil că poți să confirmi același lucru, că când, într-o astfel de atitudine, când te apropii de Scriptură, găsești sensuri noi în cuvânt, care de multe ori spui, da, așa scria aici și eu n-am văzut. Da. Și spun asta dintr-o perspectivă a unui pastor care exact. Cred că a citit Scriptura de câteva ori. Și asta cred că este secretul. Da. Apropierea de cuvântul lui Dumnezeu, rugându-L cu inima, cu mintea deschisă ca Dumnezeu să poată să lucreze și să-ți spună El ce intenționează cu versetul acela, nu ce crezi tu. Alteori noi citim Scriptura doar pentru a găsi corespondențe la ideile pe care noi le avem. Asta vreau să spun. Să ne potrivim noi ideile noastre cu ceea ce spune Scriptura. Și nu este corect. Problema este o aplicare total greșită a ideii de sacru. Sacră nu este înțelegerea mea din Scriptură. Sacră e Scriptura. În momentul în care pun ideea de sacru asupra înțelegerii mele la un moment dat, în clipa aceea am închis orice fel de cale de comunicare cu divinitatea. Nu voi mai înțelege nimic nou, pentru că ce știu acum e de vecii vecilor.
Ieri alaltă citeam ceva interesant. Poate cea mai interesantă expresie în domeniul ăsta a fost că zice, ia seama la oamenii din fața ta dacă vor să audă un răspuns la întrebarea lor sau dacă nu cumva vor să cumpere ecouri. Adică să audă ecoul la ce știe el. Predicăm de la amvon anumite lucruri, lumea stă încordată până nu începem să repetăm anumite formule, anumite idei. Cum începe, am observat eu asta, cum încep să spun anumite lucruri care sunt tradiții între noi, gata, oamenii încep și dau din cap și te confirmă și... Ideea de sacru nu se va aplica niciodată înțelegerii mele la un moment dat. Aceasta va rămâne totdeauna în insuficiență. Toată viața. Și acum și în veșnicie. Niciodată nu va fi atot suficiența. Pentru mine este surprinzător cum ucenicii despre care citim aici nu reușesc să rezoneze cu explicația Domnului Hristos, cu vorbirea Domnului Hristos. Mulți dintre noi astăzi spun, dacă Hristos ar fi aici, sigur ar face minuni între noi și toți am înțelege și toți am fi pe calea dreaptă. Scriptura ne contrazice puțin, că unii dintre oameni au fost lângă Iisus, Iisus le bănuiesc că fără cusur, sigur fără cusur, nu, pentru că este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu, da? Explică Scriptura și cu toate acestea, oamenii cu urechile înfundate și înfundate de, discutam, de supărare, de probleme, de automulțumire, nu mai reușesc să-L perceapă pe Iisus și să-L înțeleagă pe Iisus. Asta s-a întâmplat 3 ani și jumătate, nu numai cu ucenicii aceștia. Da, da. Și s-a întâmplat 3 ani și jumătate cu tot Israelul și cu ucenicii în special. Le spune Domnul Hristos de multe ori că vine momentul în care trebuie să plece la să moară, iar ei spun să te ferească Dumnezeu de lucrul acesta. Nu corespunde cu planul nostru treaba asta. De aceea, cred că venim puțin înapoi, trebuie să ne ardă inima după ce spune Dumnezeu. Nu după ce ne-a spus Dumnezeu, am trecut printr-o încercare și îi spunem, vai, m-am trezit. Bun, dar puteai să eviți momentul acesta de critic, momentul acesta de... Pentru că de multe ori ajungem, o luăm pe drumul nostru, cum gândim noi, cum ne-am făcut planurile și ajungem la un dead end sau în fundătură. Da. Și acolo ne punem pe genunchi și spunem, Doamne, ajută-mă și scapă-mă. E bună treaba, dar trebuie un pic mai în aval. E bună, dar la un moment dat când tu mergi pe calea ta fără să-ți mai pese de ceea ce spune Dumnezeu, ajungi la un moment dat să fie și încumetare, pentru că tu ți-ai mers pe un drum. Îți și pierzi cumva credința pentru că îți dai seama că, de fapt, lipsa ta de deschidere față de Dumnezeu te-a adus unde ești acum, n-ai vrut să asculți sfatul lui, ți-ai închis urechea. De asemenea, aș vrea să accentuăm un moment ideea aceasta de eternitate sau de stabilire a unor lucruri, a unor vederea noastre cu privire la credință pentru totdeauna. Eu m-am bucurat și m-am și lăudat puțin la anumiți profesori și în lume cu care am vorbit cu privire la Biserica Adventistă, spunând este întemeiată pe adevărul prezent, pe conceptul ăsta de adevăr prezent, care nu însemnează crezi, ci însemnează o progresie, o dezvoltare a adevărului continuă. Și primii adventiști au spus, nu, adevărul prezent de ieri nu este adevărul prezent de astăzi, ci am trăit o nouă dezvoltare, am înțeles ce știam ieri, astăzi este cum au fost și talanții mulțiți, s-a dezvoltat. Dumnezeu nu a întrebat pe nimeni ce ai făcut cu talent, unde sunt talanții care ți-am dat niciodată, ci ce ai făcut cu ei. Unde ai dus din locul în care ai primit. Ai observat că Iacov este stabilizat definitiv că Iosif e mort și e sfârșia de fiare. Este ceva... capitolul încheiat. Mulțumesc de expresie. Este un capitol încheiat acest. Vin și spun oamenii, tată, uite care e situația. Știi cine e prim-ministru în Egipt? Iosif. Omul apare că e senil. Nu era senil deloc. Dar nu reacționează în niciun fel. Tată, n-auzi ce vorbim cu tine? Și în momentul în care... Uite-te pe fereastră. Când a văzut carele acelea, cum ar fi acum niște limuzine prezidențiale sau cine știe că numai așa ceva aveau ei la curtea Egiptului, odată a sărit ca ars. Frățioare, Iosif tot mai trăiește, deci.
poate să fie atât de înrădăcinată sau de așezată, de prinsă de sufletul nostru o anumită stare de lucruri, cum era la omul ăsta bolnav de 38 de ani, nu are ce să intervină. Și să intrăm în această rutină, când, de fapt, lângă noi, la o distanță de o rugăciune sau de o deschidere a inimii, se găsește răspunsul pentru acest. Există acest pericol și pentru mine, ca așteptător al revenirii Domnului Hristos, acest pericol mă... Deși sunt în punctul corect al crezului, al adevărului care mi s-a descoperit, netrăirea sau dormirea cu pe acest adevăr mă pune în pericol, îmi pune în pericol ținta. Eu am venit aici ca să-L urmez pe Hristos pentru împărăția, pentru viața veșnică. Însă somnul pentru că știu, somnul pentru că mi-am făcut un scenariu, lucrurile cam așa trebuie să se întâmple, nu există loc sau Dumnezeu nu mai poate să facă altceva, nu mai poate să mă surprindă. Atitudinea asta este o atitudine păcătoasă, aș putea spune. Există un termen de comparație pentru așteptările lui Israel cu privire la Mesia. Sunt oameni în generația noastră care au trasat un drum celui atotputernic și au spus pe unde să vină. Și au spus, o să fie așa, o să fie profeția cu tare, se va împlini așa. Și după ce au spus lucrurile acestea, s-au culcat liniștiți, pentru că există un traseu deja făcut și Domnul vine pe aici. Atunci venirea Domnului Hristos ne surprinde dormind. Și lucrul ăsta s-a produs tocmai dintr-o siguranță falsă. Din faptul că nu am fost pregătit pentru tot ceea ce Dumnezeu avea plănuit pentru mine și pentru lucrarea Lui și pentru noi toți, ci eu însumi am trasat lui Dumnezeu ce are de făcut. Am schimbat rolurile, după care fecioarele au adormit. Despre pericolul acesta, Domnul Hristos atenționează în Matei, la finalul cărții, ultimele capitole, aproape în fiecare capitol. Da. Să nu dormiți. Parabola fiicelor despre care ai amintit, tocmai lucrul acesta îl zugrăvește. Deși știau că venirea este aproape... Oricând. Da, nu mai contează, pentru că există acel scenariu care îmi dă o anumită siguranță. Și siguranța nu se întâmplă acum, pentru că trebuie să se întâmple asta mai înainte. Este... Bine ai amintit lucrul acesta, pentru că în timpul Domnului, cu mersul lui cu ucenicii, lucrul ăsta s-a întâmplat chiar literal. Au venit farisei și au spus, zice, cum poate să fie acesta Mesia, din moment ce Biblia spune că trebuie să vină întâi Ilie? Doar îmi liniștim, mă, când o veni Ilie, după ce vine el, după aceea o să-ți dai tu seama. Și la ucenicii i-a prins flama și a venit la Iisus și au spus, de ce zic farisei că trebuie să vină întâi Ilie? Și Iisus spune, zice, pentru că așa este. Pentru că așa este. Se întâmplă însă că dumnealor nu știu cine este Ilie. Ilie a și venit sub formă de Ioan Botezătorul, dumnealor nu l-au cunoscut și continuă să-l aștepte. Zice, atunci au priceput ei că le-a vorbit despre Ioan Botezătorul. Dar această închinare, pur și simplu, la înțelegerea noastră, această formă de idolatrie, produce o totală deconectare cu realități pipăibile. Cum ai zis, cum ai putut să mergi, mă, cu Domnul Hristos când ți-a spus? Păi cine a spus vreodată din Biblie cum a vorbit el de la Moise? Și cum ai putut să mergi, frate, să nu-ți dai seama cum de n-ai sări că ars? Asta și-au reproșat ei. De ce nu mi-a ars sufletul în mine? Trebuia să ascult așa, trebuia să fiu. Și când cântăm și când predicăm și când vorbim despre Domnul Hristos, cum de nu mi-a ars sufletul în mine? Din cauza că a intervenit această așezare, această lâncezeală de toate zilele, cum o numește Ieremia. În cazul lor, trezirea aceasta nu este tardivă. Nu este. Pentru că ei se duc la Ierusalim plin de entuziasm, le spun ucenicilor că a înviat și trăiesc momentul puțin târziu. Adică se mai întâlnesc cu Iisus. În cele 40 de zile cât Iisus a mai stat, se mai întâlnesc. Însă, poate fi pentru mine... Să nu prinzi momentul întâlnirii cu Hristos, să nu asculți glasul lui Hristos, poate fi fatal. Pentru că nu știu ce mi-aduce clipa de mâine, nu mai este a mea. Da. Și atunci, momentul acesta în care Hristos este lângă mine și încearcă să mă trezească, pentru că asta era acolo, Hristos încerca să le dea la o parte vălul și să le aline suferința și să le spună, oameni buni,
uitați-vă ce spune Scriptura. Dar bazarea lor pe cunoștința lor, mm-hmm, prea, ea a spus, încă o teorie, încă o predică, știm lucrurile astea. Și nu poate să fie nimic diferit de ce știm noi, știi? Da. Și de asta spuneam, momentul pentru mine poate să fie fatal, dar trebuie în momentul în care Hristos îmi vorbește. Și Hristos îmi vorbește în nenumărate căi. Da. El vine să meargă pe drum alături de mine. În diferite feluri. Îmi vorbește în Scriptură, îmi vorbește în vis, îmi vorbește în cuvânt, îmi vorbește în natură, îmi vorbește în predică, mergem la experiența vieții. Da. Deci Dumnezeu îmi vorbește. Ce fac? E o părere de-a mea, sau mi s-a părut că ar fi interesant lucrul acesta, pentru că sunt prea ocupat sau prea trist, da, sau prea... Nu. În momentul în care Dumnezeu îți vorbește și El începe să vorbească, oprește-te, pune genunchiul jos și spune, Doamne, ajută-mă să înțeleg ce vrei Tu să spui. Pentru că de explicația pe care ți-o dă Dumnezeu atunci, de descoperirea pe care ți-o dă Dumnezeu atunci, poate să depinde destinul tău veșnic. Da. Poți să nu mai ai o altă șansă. Poți să mai ai sau... Sau să nu fructifici oricare mai avea. Nu cred că mă așteaptă o șansă mai bună de a înțelege pe Dumnezeu decât este ziua de astăzi. Dacă voi conta pe ceva care urmează să vină, s-ar putea să fiu surprins. Pentru că întotdeauna abilitatea noastră și capacitatea noastră de a înțelege nu crește cu ocazia, ci se pierde. Și cu vârsta, și cu rutina aceasta care intervine, sensibilitatea dispare la un moment dat, se reduce până la dispariție. Tot ce îi ținea pe oamenii aceștia în starea de întristare și care și astăzi transformă biserica într-o masă de oameni triști, este faptul că ei nu trăiau ce învățau aici, ci era o formă de înțelegere, o doctrină, o învățătură, o poziție teologică, o orientare a lor din generații peste generații, s-a spus asta, și sufletul nu participa cu nimic. Un popor acesta se apropie de mine cu buzele, dar cu inima e departe de mine. Trebuie să se vadă din cuvântul pe care noi îl vestim în lume, ci în sufletul nostru. Chiar aminteam acum, înainte de, într-o emisiune precedentă, despre o echipă de prospectori din statul Montana. Au mers după aur, i-au prins indienii, i-au jefuit, le-au luat caii, le-au luat toate și i-au trimis înapoi. Nu i-au omorât, i-au trimis înapoi în Montana. Și le-a spus, dacă a doua oară apăreți aici, veți muri. Și ei, fără mâncare, fără apă, hăituiți prin păduri, fără arme, nu se puteau apăra de nimic, fără cai, fără nimic, erau în ultimul hal de vulnerabilitate. Pe albia unui râu, când mergeau acolo, ce e ăsta? Doamne, era aur. Locuri neexplorate, necălcate de oameni. Atunci au ajuns în capitală și au depus jurământ că niciodată nu vor spune că au găsit așa ceva, au amenințat cu moartea pe cine deschide gura. Am mers acolo, au cumpărat unelte, plecăm să facem prospectări, să vedem ce găsim, cu tare când. 300 de persoane erau grămadă peste ei. Care-i treaba? Noi ne ducem. Ne ducem și noi să ne uităm. Mergem și noi. Mă, de ce mergeți cu noi? Și zice, ne-am uitat la fața voastră și ne-am seama că știți ceva. Nu, asta nu e față de om obișnuit. Asta, tu știi ceva, da, e plecat acolo. Acest lucru ar trebui să însoțească predicarea noastră și viața noastră de credință. Este corectă și frumoasă ilustrația. Însă, înainte de a intra puțin pe firul pe care l-ai deschis, aș vrea să vorbesc puțin despre o tendință care există, mm-hmm, pentru creștinul mai vechi în, mm-hmm, credință, da, la picioarele lui Iisus, ca să spun. Apare, da, la, da, picioarele, da, lui Iisus. Mm-hmm. Uneori preferă să stea în întristarea lui, crezând, mm-hmm, că o cale din această ascetă, mistică, da, îl duce mai aproape de Dumnezeu. Mm-hmm. Și stai cu gândurile tale, spui că ești trist, îți pare rău. Până la urmă îl plângi pe Hristos. Mm-hmm. Tu nu plângi pe orice situație. Mm-hmm. Și stai în starea ta, dar lângă tine este fericirea. Pentru că Hristos vine, da, să dea vălus în, da, viu și v-am promis, sigur, o țară mai, da, bună. Da. Aici este înțelepciunea creștinului, să prindă momentul acela și să lase tristețea aceasta.
Și tendința, cred că pentru poporul român care este într-o cultură ortodoxă, puțin mai mult mistică, da, nu puțin, mistică, da, da, cred că se trage și din, și din cultura aceasta de a sta mai degrabă sluțit decât bucuros. Da. Sunt plăcut surprins să aud de la tine așa ceva, pentru că astăzi, citind în Scripturi, mi-a răsărit în minte gândul ăsta. Fii atent ce a spus Domnul Hristos cu privire la acest aspect. Nu mă plângeți pe mine, fraților. Nu eu sunt de plâns. Eu știu de ce am venit, eu știu ceva. Știți cine e de plâns? Cetatea. Zice, voi și voi, copiii voștri. De ce să se plângă omul cât trăiește, spune Ieremia, din cauza stării în care este el? Bun, uite, aici este răspunsul. Dar parcă este, și foarte bine e remarcat, este un fel de Fata Morgana care te abate din traseu. Filmul lui Mel Gibson cu suferințele lui Iisus, am văzut lumea plângând în sală și tot așa, și religia caută să cultive tot timpul această formă de tristețe, de adâncă tristețe, disperare în fața jertfei lui Iisus. Iisus spune, nu asta e de plâns. Asta este de sărbătorit, așa ceva. Când în camera de sus el este cu ucenicii și când spune, acum mergem la Ghețeman și imediat urmează moartea, el dă tonul acolo și spune, trei și cântăm cântări de laudă. Și au cântat cântări de laudă și așa au ieșit afară acolo în Ghețeman. Exact. Moartea își are rolul în planul de salvare. Da. Este un moment dureros, crunt. Iisus a fost bătut și a suferit teribil. Însă nu se termină totul acolo. Și atunci, ceea ce urmează, învierea, momentul, aspectul acesta pe care nu-l prind ucenicii și pe care nici noi nu-l prindem, ăsta e momentul de referință pentru credința creștină. Faptul că Iisus a murit și a înviat. În aceasta am speranță, nu doar în moartea Domnului Hristos. Clar. În moarte este ispășirea pe care a făcut-o pentru păcatele mele. Dar în înviere este biruința asupra morții și perspectiva vieții veșnice pe care mi-a promis-o. Deci acesta este obiectivul. Obiectivul nu era moartea. Moartea era numai mijlocul. Obiectivul lui Dumnezeu era să readucă tot universul într-o armonie, cum foarte frumos spune Epistola către Coloseni. Și învierea Domnului Hristos ar fi trebuit să producă o explozie de bucurie pretutindeni. Și așa ar trebui să se întâmple astăzi, pretutindeni între noi. Ne-am concentrat asupra unor aspecte care, fiind adevărate în sine și extrem de importante, ne-a făcut totuși să pierdem din vedere altceva. Și exact cum s-a întâmplat cu ea, uite, măi, frate, ce ocazie am avut! Oh, cum nu ne ars inima, măi, frățioare, când am auzit așa ceva? Tocmai acest aspect al învierii Domnului Hristos, acest aspect trebuie să-l determine pe un creștin să fie fericit. Mm-hmm. Apropo de ilustrația pe care o foloseai. Eu sunt dator în fața lui Dumnezeu și subliniez, sunt dator în fața lui Dumnezeu să trăiesc ca un om care are viața veșnică prin Iisus, promisă prin Iisus Hristos. E o realitate. Este o realitate. Bucuria mântuirii, cum este expresia pe care o folosim și o găsim de multe ori, aceasta trebuie să fie evidentă pe fața mea și în acțiunile mele. Nu doar zâmbetul acela pentru poză frumos, nu. Acțiunile mele. Da. Eu trăiesc pentru Hristos. Pentru că El m-a răscumpărat. Eu am viața veșnică în El. Și atunci, drumul meu este clar, este bine definit, alături de Hristos și vreo 300 de oameni care urmează. Pentru că tu ești diferit? A văzut ceva, au citit ceva, ceva real, absolut real. Uite-te ce frumos vorbește Pavel, cât de dorit este această credință. Eu mă bucur foarte mult că ai adus, este un exemplu viu ce spui. Mă bucur foarte mult că spui lucrul ăsta. Cât de... Pavel este în fața morții, este sub sabia lui Nero. Și el spune, m-am luptat cea bună, am isprovit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi bineveniți. Păi stai, frate, că te așteaptă sabia lui Nero, bă. Treaba lui cu sabiile lui. Obiectivul meu nu este acesta. Drumul, într-adevăr, trece pe aici. Dar ce contează? În Epistola către Evrei spune, Iisus, pentru bucuria care îi era pusă înainte, el a trecut cu privirea nu prin golful acesta, ci peste golful.
Bucuria aceea nefiind altceva decât mântuirea ta și a mea astăzi și a lumii întregi care a primit darul acesta de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, trebuie să ne fie atât de clar în sufletul nostru încotro merge. Drumul, într-adevăr, cu obstacole, cu probleme, nu va schimba niciodată prețul destinației noastre și ce gândul pe care l-am în minte al întâlnirii cu Dumnezeu, al umblării pe pământ cu Dumnezeu. Gândul ăsta trebuie să pună foc în mine, pur și simplu. Viktor Frankl întreba în lagărul de concentrare la Auschwitz, întreba pe un om care a intrat acolo slab ca o umbră și care continua încă păsâna să supraviețuiască. Deci, și-au fost alții foarte bine fizic și s-au prăpădit și au murit acolo. Și omul ăsta care era mor de viu, continuă să supraviețuiască. Și el trage concluzia, marele psihiatru zice, sigur omul ăsta are un motiv pentru care trăiește. Nu poate nimeni să supraviețuiască cu apă caldă și nu se poate așa ceva. Și l-a întrebat, spune-mi de ce există. E un mister, e ceva. Rezistența ta e de altă natură. Tu nu aveai fizic niciun fel de șansă să treci prin așa ceva. Spune-mi ce e cu tine. Și atunci omul și-a deschis sufletul. Zice, am o fată handicapată acasă. Zice, înțelegi ce o să fie pe fața ei când mă vede pe mine înapoi acasă? Am filmat de curând în Canada, în casa fratelui Iosif Catană și fiica dumnealui, cu care am fost într-o emisiune în limba engleză, ne-a declamat pur și simplu crezul ei sau declarația ei de credință și a spus așa, zice, știi pentru ce trăiesc eu? Nu. Zice, trăiesc pentru ziua aceea să văd zâmbetul acela pe față când mi se va spune bine, rob bun și credincios. Nu mă interesează când zice mie bine, rob bun. Zice, vreau să văd fața aia când zice cuvintele astea. Pentru atâta trăiesc pe pământul ăsta. Cred că este vremea de ca înviorarea de la fața Domnului să ridice credința la o nouă dimensiune. De la partea ei formală și rutinală și asta. Să o facă de așa fel încât să poată fi citită de la distanță de cineva. Și eu cred că este timpul ca să ridicăm privirea din pământ. Că stat prea mult cu capul plecat. Exact. Da. Și nu numai că nu l-am văzut pe Iisus. Norii negri ne-au apăsat și postura noastră fizică nu mai este cea corectă datorită acestei priviri în gol, în jos. Nu e nicio speranță, vezi pământul negru sau roșu, cum e pe aici prin Georgia. Da. Cred că e timpul să ridicăm privirea și să-L vedem pe Iisus care ne-a izbăvit. Și în momentul în care ridicăm privirea și îl vedem pe Iisus care ne-a izbăvit, mai vedem un lucru. Vedem câți oameni sunt în jurul nostru care au nevoie de exemplul acesta, de exemplul meu. Câți oameni au nevoie să primească o bucată de pâine, să primească un pahar cu apă, o încurajare. Gesturi simple, dar care exprimă credința trăită. De asta e nevoie ca pe drumul ăsta pe care mergem noi, că drumul, credința este un drum. Da. Este nevoie să ne trezim când Iisus este lângă noi, nu după ce ajungem acasă. Pentru că după ce ai ajuns acasă, uneori zici, oh, de-abia am ajuns, sunt obosit, e târziu. Nu, să ne trezim acum și să vedem pe Iisus și oamenii care au nevoie de explicația adevărului, de cuvântul vieții, de cuvântul învierii, de mesajul învierii lui Hristos și de speranța pe care o aduce acest cuvânt. Focul de care vorbeau ei, de ce nu ne ars inima? Focul ăsta trebuie să fie văzut în cântarea mea, în predica mea, în rugăciunea mea, în tot ce se întâmplă. Dacă acesta lipsește, eu nu voi avea niciun fel de curaj și din motivul acesta, biserica în cea mai mare parte a ei nu se preocupă de ceea ce se întâmplă dincolo de zidurile ei. Lucrul acesta îmi va distruge mie orice fel de inițiativă, deci răceala aceasta, indiferența, rutina, obișnuința în aceasta, mă face să nu am nimic de spus. În clipa în care oamenii ăștia își dau seama că ar fi fost cazul să le ardă inima, și vreau să spun că nu doar au zis așa, chiar au trăit această experiență, deși a fost post, adică așa cum ai spus, chiar dacă a fost cu câteva minute după, dar domnule, faptul că am avut șansa asta, totuși, e ceva inimaginabil, am mers deci lângă Iisus. Am stat odată în Oxford la o sesiune și nu am luat seama că eram foarte concentrat la răspunsuri, n-am luat seama că lângă mine, pe scaunul de lângă mine, stătea John Stott.
citise în cărțile lui, citise în câte toate, și nu am văzut că lângă mine este acest om atât de liniștit, ca un înger, într-o continuă comuniune cu Dumnezeu. M-am simțit învăluit în rugăciunea lui, mi-am dat seama că se ocupă de mine. Nu zicea nimic, dar mi-am dat seama că se ocupă de mine. Dar de moment ce eram atent acolo să răspund, să văd care este situația, uitase, nu mai mă gândeam la așa ceva. Observă ce s-a întâmplat cu ucenicii când preocuparea lor s-a mutat de la întristarea lor la valoarea întâlnirii cu Iisus. Le-a ars inima. În ce au transformat ei așa ceva? Deci imediat atunci noaptea au plecat să ducă focul ăsta și la alții, să-i facă și pe alții să le ardă inima. Și intră acolo cu entuziasm între ce fraților, situația e alta. Da, este un exemplu, am spus, fericit în cazul lor în care ei mai au timp. Da, da. Și în momentul în care se trezesc, pentru că e moment de declic acesta în care văd cine a stat lângă ei sau nu mai văd pe cel care a stat lângă ei, în momentul acela, ei încep să facă ce trebuiau să facă. Da. Și primul lucru, și îmi place entuziasmul ăsta, primul lucru este să meargă să le spună și celorlalți. Nu mai e noapte, dar plecăm înapoi. Nu e o călătorie foarte lungă între Emaus și Ierusalim. Da. Însă e noapte, e pericol. Ei erau vânați de soldați încă, pentru că erau urmașii lui Hristos. Da. Și cu toate acestea, în ciuda tuturor pericolelor, în ciuda absolut tot, ei pleacă să le spună și celorlalți. Ce înseamnă să-ți ardă inima, deci n-a putut să doarmă? Și poate că înțelegem acum de ce Iisus a făcut nevăzut. Mesajul era, băieți, aveți treabă. Adică puteam să stăm de vorbă toată noaptea la foc, să povestim ce s-a întâmplat, câte aveau, acum să fi fost să vorbească, acum știau ei ce face. Iisus imediat se face nevăzut pentru a-i face pe ei să înțeleagă, avem ceva de făcut imediat. Duceți-vă acolo pentru că în camera aia e adâncă între stare oamenii ăsta. Este și aceasta o perspectivă și de aceea ai amintit mai devreme că bisericile sunt mai mult concentrate la ceea ce se întâmplă, programele care se întâmplă în interior, nu în exterior. Uneori te simți atât de bine lângă Iisus încât vrei să stai cu tine. Însă nu mai este timpul pentru asta. Am acumulat adevărul. Da. Scriptura ne-a fost descoperită. Da. Mai înainte spuneam că noi știm deja cum stau lucrurile. Dacă știm cum stau lucrurile, hai să mergem să spunem și altora. Să ducem vestea asta minunată. Ție, dacă ți-ar veni cineva la biserică unde ești pastor și ar spune, frate, vreau să devin membru aici, să fiu cu dumneavoastră în fiecare sabat, eu unul i-aș spune, cum să nu mă bucur din toată inima, frate, poftiți aici, luați loc, soră, doamnă. Vine omul ăsta din Gadara și spune lui Iisus, Doamne Iisus, vreau să fiu membru aici, vreau să fiu cu tine în permanență cu tine. Ce îi răspunde Iisus? Nu, stai frățioare, aici. Du-te imediat la familia ta, la rudele tale și spune-le ce ți-a făcut Dumnezeu, cât de bun a fost Dumnezeu cu tine. Cu alte cuvinte, nu este timpul pentru noi într-o plăcută contemplare a lucrurilor. O facem în mișcare treaba, să ne gândim toată ziua la ce se întâmplă. Sunt prea mari suferințele din jurul nostru. Primim aici, în corespondența noastră, cazuri de neimaginat. Nu putem să le spunem public. Unele sunt absolut închise, private și rămân acolo. Dar am avut grijă să comunicăm grupelor de rugăciune. Este undeva o persoană care necesită, fără să dăm alte detalii. Dar când ne dăm seama ce este afară, chiar mă gândeam la America, Americii ar face foarte bine dacă ar face o călătorie în India, dar în masă, deci să fie toată lumea de aici în masă, în Africa și în alte părți. Ai văzut ce s-a întâmplat cu oameni mari ai lui Dumnezeu și cu oameni mari ai acestei lumi, când au văzut în ce condiții trăiesc oamenii de acolo. Ar face foarte bine biserica dacă ar fi semănată în brazda nevoilor lumii, să pulseze împreună cu lumea, în sensul textului, nu te rog să iei din lume, care însemnează, de fapt, integrarea în lumea noastră. Te rog să-i faci prezenți în lume. Biserica pe care o păstoresc, Biserica Română Atlanta, numește, e localizată în Lawrenceville, am început anul acesta să ieșim în comunitate și odată pe lună mergem în Atlanta, downtown, și servim 60-70 de persoane fără adăpost, le oferim masa într-o anume zi.
Am observat un lucru la cei care merg. Capătă o bucurie. O bucurie că au fost utili în avansarea împărăției. Da. Și nu este predică, pentru că nu mergi. Oamenii n-au nevoie să stai să le predici. Chiar ne-au spus, noi ne bucurăm că voi nu veniți să ne luați la biserică obligatoriu ca să ne dați mâncare. Veniți, ne dați, vă rugați cu noi dacă este cazul. Nu este o predică propriu-zisă, dar este o trăire a adevărului. Este o trăire a cuvântului lui Dumnezeu. Exact. Este viu. E cuvântul viu acesta. Am văzut o mascaradă din asta dată la alimente, la coadă, erau homeless o grămadă și ușa închisă la alimente până termină predica. Cine avea de a ținut predica, termină predica, după aceea a deschis și la alimente. Bieți oameni, numai... Da, așa se întâmplă cu multe biserici. Nu, lucrul acesta e predica în sine. Faptul că ai dus o masă caldă cuiva, faptul că ai spus un cuvânt frumos, bun. Se întâmplă că aici, în biserică, vin oameni împovărați, apăsați cu fel și fel de probleme și nu sunt observați, că noi suntem atenți la ce se întâmplă aici. Și omul de lângă noi poate sângerează, suferă și ar fi dorit mult să-l bată cineva pe umăr, să zică, mai te văd un pic supărat, care e problema? Și cine știe, printr-un mijloc atât de simplu, cum ar fi o rugăciune sau un cuvânt bun, să poți să ridici sufletul cuiva. Riscăm și să pierdem legătura dintre cuvântul viu al lui Dumnezeu și simpla informație pe care o căpătăm. Da, și s-a creat o chestiune datorită atenției pe programele din interior, datorită atenției pe să fie rutina, merg lucrurile de la sine, noi pierdem o bucurie imensă și nu mai avem cultura misionară. Biserica noastră, la început a fost o mișcare. Știi că veneau pastori din toate denominațiunile să învețe de aici, pentru că mergea ca focul în miriște. Da. Așa a pornit. Trebuie să... Și le spun fraților de la biserică, mai ales cei cu care mergem în diferite acțiuni, că uneori e dificil. Da. E greu să ieși din rutină. E și cald, e și... Da. E și greu, e și ai vrea să dormi, poate. Și le spun, haideți să mergem în ciuda disconfortului pentru ca să recreem acea cultură misionară, să ne forțăm la început până când ajungem să iubim oameni. Pentru că dacă în inima noastră este compasiune, suntem dominați de compasiune față de oameni, și începem să-i vedem pe oameni cum îi vede Domnul Hristos, nu vom arăta compasiune doar față de oamenii care sunt în, nu sunt în biserică, ci vom începe să ne iubim unii pe alții. Pentru că te tratezi ca cu valoarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Da. Și atunci poate că ești mai atent la cel care suferă lângă tine și care sângerează și poți să-i oferi un cuvânt bun de încurajare, uneori un zâmbet, alteori o rugăciune, alteori trebuie să bagi mâna în buzunar pentru că asta îți spune Dumnezeu. Asta este trăirea credinței și asta înseamnă să arzi pentru Dumnezeu și pentru descoperirea lui Dumnezeu. E un lucru deosebit de frumos și cred că ceea ce se întâmplă în biserici este doar școala în care învățăm să ne iubim între noi ca oameni, pentru ca mai apoi să aplicăm lucrul acesta pe scară mult mai largă. Eu cred că biserica nu este altceva decât un sample, este un exemplu al lui Dumnezeu pentru lume. Uite ce aș vrea să fac din toată lumea, deci. Acesta este proiectul lui Dumnezeu. Uite ce aș vrea să fac în final, cu ce vreau să colonizez pământul. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Asta spune mult. Sunt niște oameni plini de amabilitate, într-o comunicare sfântă, frumoasă și îmi revine mereu în minte în cântecul lui Traian Dorz, când n-or mai fi arcuri și suliți, tot ce mi-aș dori eu pe pământ, deci aș vrea să aud pământul întreg vorbind despre Domnul pe uliți. Numai despre Domnul. Știi? Imaginează-ți când lumea aceasta, când ceea ce este astăzi biserica este o simplă celulă, când aceasta va fi la scară planetară și când nu va mai curge sânge, Dumnezeu a promis că lumea aceasta va fi frumoasă, deosebit de frumoasă. El numește lucrul ăsta nou pământ. Noul pământ trebuie să se nască întâi și întâi în sufletele noastre. Da, e... Asta este condiția, să se nască nou pământ în inimile noastre, întâlnirea cu Hristos să se producă, să se producă declicul, am văzut, e viu, trăiește în mine,
iar după aceea zidurile să nu mai fie o barieră pentru noi. Nu ne mai adăpostim aici, pentru că nu ne adăpostim aici. N-aș putea să stau nici legat să mă țină. Suntem aici să ne echipăm pentru a merge și a vorbi oamenilor. Asta cred că trebuie să fie mentalitatea. Dar bucuria aceea a întâlnirii lui Hristos trebuie să fie dominantă. Fii atent ce se întâmplă când ei dau curs focului ăsta din inimă cu privire la Iisus. Când merg acolo și zice, pe când spuneau, pe când erau ei în plină povestire, pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Daniel, noi ca pastor și împreună cu toți frații slujitori din biserici de pretutindeni, noi avem promisă prezența lui Iisus atunci când facem lucrarea aceasta lui Iisus. Argumentul lor n-a mai fost, fraților, am văzut eu, bă, nu ai fi văzut bine, mă, frate, sau cine știe ce ai văzut tu acolo. Pe când vorbeau, deci pe când predicau, Iisus s-a descoperit pe sine ca argumentul suprem. Din clipa aceea n-a mai fost nevoie de nicio întrebare, de niciun fel de îndoială, de niciun fel de suspiciune asupra motivației sau asupra vreunui plan ascuns. Însuși Iisus era acolo. Chiar ieri mi-am scris o notiță. Toată viața am predicat și am spus că, domnule, cum o fi crezut Samaria pe o femeie ca femeia samaritean, că se întoarce înapoi, că era o femeie cu reputație cum era și cum o fi crezut lumea? Ieri, pe când gândeam și scriam legătură cu lucrul acesta, mi-am dat seama că nu era adevărat ce gândeam eu. Nu era femeia aceea fără reputație din Samaria, nu mai era femeia aceea cu 5 bărbați, ci era femeia care a stat de vorbă cu Iisus. Era altcineva. Femeia ieșise doar din Samaria, dar când s-a întors înapoi în Samaria, nu mai era. Modul în care le-a vorbit i-a determinat asta pe ce să urmeze. Asta vreau să spun. Deci, o mâncare caldă sau o mâncare vie, frumoasă, bună, e una și alta este cu totul altceva. Felul cum a vorbit femeia aceasta, a făcut un oraș întreg, o cetate întreagă, să tragă concluzia să știi că e ceva foarte important. Corect. Următorul moment pentru noi ca credincioși este să-L vedem pe Iisus. Da. Exact cum s-a arătat și ucenicilor. Pentru asta e nevoie de declicul acesta, de trăirea credinței. Da. Pentru că altfel nu este o condiție să trăiești credința, nu doar să o ai, să o pui la păstrare și să devină la un moment dat tradiție, nici nu mai știi exact de ce. Da. Știi cât au crezut ei, toți care erau acolo, cât au crezut ei arătarea îngerilor, vedenia femeilor care a fost acolo și pe aceștia doi, că știi cât au crezut? Zero. Absolut nimic. Versetul 37. Pe când a spus Iisus, pace vouă, reacția. Wow, uite pe Domnul Hristos. Bă, au avut dreptate. De unde? Versetul 37. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Deci nu au crezut nimic, nimic, nimic. Nici chiar acum când El este prezent în față. Atât de puternic era prejudecatea lor. Și în versetul 38, pentru ce sunteți așa de tulburați? De ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh nu are carne, nu are oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fii atent că era, deci în momentul când și-au dat seama că era real, fiindcă de bucurie încă nu credeau și se mirau, Iisus le-a zis, aveți ceva de mâncare, hai să facem o altă probă. Adică Domnul Hristos nu părăsește un om în îndoierile lui sau în problemele lui emoționale, în supărările lui, nu, 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 hai să facem. Vine dintr-o direcție, îi demonstrează într-un fel, îi demonstrează altfel. Aduceți-mi ceva de mâncare, hai să facem toate demonstrațiile. Până la urmă se sfârșește acest tablou extraordinar cu închinarea ucenicilor în fața lui Iisus. Au crezut din plin. Ce înseamnă să fii bazat pe lucruri imposibil din punct de vedere uman. Adică să spui, e imposibil ca cineva să învieze. Și ei au spus, asta e imposibil, nu se poate. Deși le predicase Domnul Hristos în 3 zile, în 3 zile, în 3 zile, le repetă. A fost chiar motiv de acuzație la procesul Domnului Hristos, tocmai această afirmație. Bine, o aplicau greșit. Da. Dar ce înseamnă să stai ancorat într-o imposibilitate? Da. Nu, nu, nu. Iisus a venit să spună că totul este posibil. Yes.
e ciudat să stai cu ochii deschiși, să-l vezi în față, să spui e imposibil. Da. Și totul se întâmplă și astăzi. Ai auzit de Moromete, care e vecin cu tine acolo în Telărman. Moromete a fost la București, a văzut o girafă, prima dată în viața lui. N-a înțeles cum o capră poate să mănânce din vârful copacului, așa mânca. S-a uitat toată ziua la ea, a rămas cu mâncarea întraistă și seara a tras concluzia. Acest animal nu există. Interesant. Adică vedeau cu ochii lor. Da. E interesantă exprimarea de bucurie, nu credeau. Da, foarte tare asta. De altfel, aș vrea să reluăm, Daniel, studiul acesta împreună. Timpul nostru de această dată s-a epuizat. Vreau să înțelegem că, de fapt, cineva care nu crede, nu crede neapărat din necredință. Pot fi N motive. Unul nu a crezut de supărare și acum altul nu crede de bucurie. Băi, e prea frumos să fie adevărat, adică e ceva... Mă bucur foarte mult că am fost împreună cu această ocazie. Dorim să încredințăm lui Dumnezeu cuvintele care au fost rostite aici, ca El să facă din ele o lumină în sufletele noastre și până data viitoare, Dumnezeu să fie cu noi.